Această rubrică vă este oferită de Sanador. Laparoscopia este o metodă de chirurgie minim-invazivă pentru operații la nivelul organelor abdominale. Intervențiile se efectuează complet sub ghidaj endoscopic, fără să mai fie nevoie de practicarea unor incizii mari. De aici beneficiile acestor tratamente. Mai multe aflăm chiar acum de la domnul dr. Eugen Mihăilă, medic specialist chirurgie generală. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum se realizează chirurgia laparoscopică? Medicina e un domeniu în care timpul curge uneori prea repede și este un loc unde inovația își găsește întotdeauna locul. De aici și ideea de laparoscopie, care pe scurt presupune explorarea unei cavități abdominale folosind un telescop, care a plecat de la beneficiile endoscopiei clasice. Chirurgia laparoscopică este o consecință imediată de a îmbina intervenția chirurgicală cu acest abord minim invaziv. Pe scurt, chirurgia laparoscopică presupune a aborda chirurgical prin niște mici incizii la nivelul peretelui abdominal, prin care se introduc canule, folosind niște instrumente special dedicate acestui tip de intervenții și folosind o serie de circuite integrate care facilitează accesul și explorarea, respectiv circuitul imagistic, circuitul de insuflare a dioxidului de carbon, prin care se realizează acel pneumoperitoneu, cavitatea necesară chirurgului pentru a efectua manevrele chirurgicale, circuitul electric, circuitul de spălare-aspirare. Instrumentarul este derivat, evident, din cel clasic și adaptat necesităților de abord minim-invaziv. Evident, varietatea lor este în continuă creștere și doar imaginația omului este limita. Care sunt beneficiile pentru pacient ale unei intervenții minim-invazive? Ideea de la care s-a pornit este aceea de a reduce trauma chirurgicală asupra peretelui abdominal. Prin urmare, renunțând la acele incizii mari de la brante, evident, durerea în postoperator este scăzută, necesarul de analgezice redus, există complicații net mai puține la nivelul peretelui abdominal, reducerea incidenței sindromului aderențial postoperator, reducerea complicațiilor cardiorespiratorii, avantajele evident estetice, recuperare rapidă și evident costul de spitalizare scăzute, reinserție socială rapidă. Toate acestea duc într-un final până la urmă la un cost economic și social net mai bun în cazul intervențiilor minim-invazive decât în cazul celor clasice. Se poate interveni laparoscopic și în urgență? Da, există evident și această posibilitate. În primul rând, laparoscopia este o metodă diagnostică, de diagnostic diferențial, dar evident și există și posibilitatea de a trata urgențe, evident corroborând riscurile cu beneficiile în cazul pacientului. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Mulțumesc, să rămână. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.